9 și 26 de minute, ce mai tura vura. Gata, a venit, a sosit și am poftit o în studiul București FM. Bună dimineața, Evelin! Bună dimineața, chiar e un început minunat. De Bună dimineața, alături de Așa, voi. la început de săptămână și de zi, Evelin, pe una în studiul București FM. Continuă campania noastră, nou scriitor din noua generație. Ești din noua generație sau ești generație mai veche, dar o generație tânără, dinamică, activă? Adevărul e că și eu m-am întrebat, odată cu femeia la 30 de ani, de acum 3 ani, ce înseamnă tânăra generație. Dar, privind cumva către seniorii din bibliotecă, îmi place să mă răsfăț atâta vreme cât încă mai pot face asta, iată, oficial și voi m-ați considera din tânăra da. generație. Da, cred că generațiile, de fapt, nu sunt validate de cărți de identitate, de buletine, ci de felul în care se simt. Și poate că astăzi mă simt în tânăra generație, poate că mâine mă voi simți deja scriitor cu experiență. Eu mă ridic și plec. Aici înseamnă <laughs> să lucrezi în televiziune, să faci și radio, pentru că ai cochetat, cum se spune, și cu radioul. Așa este. Nu e străină de acest lucru. Te-ai apucat scris, să vorbim încă de la, de la bun început că e scrie și o face foarte bine și iată ce se găsește în uh, cuprinsul acestor uh, coperți, un muzeu al vârstelor. Dar înainte să vorbim despre muzeul vârstelor și să detaliem subiectul, spune-ne de unde pasiunea pentru scris. Pasta cu televiziunea am înțeles-o, cu radioul, cu revistele am văzut, dar să scrie așa uh, altfel decât o faci într-o revistă de când te-ai gândit să te apuci. Cred că a fost primul job pe care mi l-am dorit, de fapt. Sau rectific, cred că al doilea, primul a fost șofer de tir, mi se părea interesant să conduci mult departe în viteză pe drumuri nesfârșite. Și apoi m-am gândit ce profesie mi-ar da mie opțiuni nelimitate. Și când undeva în, cândva în clasa întâi, cred, doamna învățătoare ne-a spus că atunci când scrii o compunere, poți să faci ce vrei cu imaginația și să scrii absolut ce-ți trece prin minte și să făurești o lume, m-am gândit eu, asta e cea mai tare meserie din lume. Practic tot ce-mi imaginez eu poate ajunge la cineva și astfel să-l teleportez într-un univers pe care îl definez de la zero. Asta a fost gândul din tâi. Apoi m-am început să scriu serios după cărțile care au presupus culegeri de interviuri. Cu femeia la 30 de ani, de care aminteam mai devreme, atunci când toată lumea m-a întrebat: Ce vei face la 30 de ani? Și cum nu anunțam nicio nuntă, niciun botez, am spus că de la înălțimea experienței mele de viață voi scrie o carte. Prietenii au crezut că glumesc, și eu am crezut că glumesc. O lună am stat și am scris volumul acela care a fost primit de cititori chiar de ziua mea. Mi-am făcut acest cadou la 30 de ani și pentru că a fost foarte bine primit în librării și în întâlnirile din toată țara, am continuat să scriu. A avut apoi loc întâlnirea cu editura Rao, editura pe care eu mi-am dorit-o practic, că totdeauna aveam acasă cărțile cu sigla Rao și mi se părea așa de departe să visez că aș putea ajunge și eu cândva. La o astfel de editură. În pandemie am scris, dincolo de ferestre, exact în starea de urgență, o poveste de dragoste mai frumoasă decât cea care mi s-a întâmplat în realitate în perioada <laughs> aceea. Și uh, muzeul vârstelor, cred eu că este exercițiul suprem de până acum al condeiului meu, pentru că e o carte profundă, aparent uh, grea. Și cred că în esență salvatoare. Vorbim despre un bărbat cu anxietate funcțională și relații disfuncționale cu toate femeile importante din viața lui. Deci e un subiect uh, interesant, cumva. O las pe brat să <laughs> deslușească lucrurile. Eu mă simt tânăr uh, în formă de, de cozonac, dar... Cum ai ajuns la, la subiectul ăsta? De ce subiectul ăsta și de ce n-ai mers, nu știu, pe o altă poveste de dragoste ușurel, așa frumoasă? Poate. Da, poate ceva mai, mai ușurel, ceva, nu știu, în zona asta a SF-ului, că văd că se tot poartă în ultima perioadă, lumi magice, vrăjitori, vrcolaci, vampiri și toate cele. Um, și lumea din um, carte e la granița cu um, fantasticul, e practic o distopie într-un fel, mi-am dorit un personaj bărbat pentru că am vrut să nu mai fie foarte mult din mine în personajul principal al cărții și să nu mai am parte de aceeași întrebare cumva cât din Evelin este în personajul principal. Deci din start am știut că personajul va fi bărbat. Și apoi, cumva după perioada aceasta în care societățile de pretutindeni s-au confruntat cu tot soiul de anxietăți, Um, practic, am cules din întâlnirile din viața mea cu uh, bărbați importanți sau cu femei uh, cu nume, cu greutate, am cules din anxietățile lor și le-am transpus în această poveste care îmbină. Următoarea de experiență de viață. Da, 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 da. Dar mi s-a părut interesant să abordăm această temă, pentru că oamenii cu anxietate funcțională sunt printre noi. Um, și cred că dintr-o condiție care până acum era vulnerabilizantă pentru omul ce o avea, um, uneori această anxietate funcțională devine calitate. Omul este foarte organizat, foarte meticulos, lucrează cu liste, este perfecționist, cei din afară îl consideră wow. Supererou, cum de reușești să faci toate aceste lucruri, neștiind practic ce războaie se duc în, în mintea lui. Am vorbit cu terapeuți, am citit foarte mult pe subiect, am urmărit persoane care um, au anxietate și cred că, de fapt, anxietatea are fiecare dintre noi într-un anumit moment sau într-o anumită perioadă. Deci, aici nu se mai pune întrebarea cât din Evelin e în personaj, <laughs> cât din noi. E în personaj. Noi toți, până la urmă, avem momente mult. și momente. Practic, acțiunea se întâmplă între o lume reală și un oraș imaginat, Paduano, care e foarte redus la esență, o secție de poliție. Practic, acest bărbat își trăiește viața făcând un autodenunț, pentru care are impresia că toate greșelile din viața lui... Ar trebui să-l considere sau să-l recomande ca fiind un vinovat, un inculpat. Timp de 20 de ani nu face nimic altceva decât să regrete și să mărturisească în autodenunță toată, toate greșelile lui, și la final să afle: nu vă dau spoiler, chiar spoiler, dar la final să afle că el nu este un infractor, ci este un autor. Și că această poveste imaginată a unei capodopere este, de fapt, povestea unei vieți. Și că pentru a fi capodoperă, aici o să-i contrazic pe specialiști, un, um, un lucru nu trebuie să fie perfect, ci trebuie să fie intens. Iar dacă viața ta nu e perfectă, dar intensă, e felul tău de a lăsa o capodoperă pe lume. Cam are, așa are e. Are și un film greu. Um, Poate, cine știe. Mi-ar plăcea de cândva să scriu arată, un scenariu de film. Hei Netflix, n-am voie să zic, nu? Ba da, poți să zici HBO, mai și Disney, de ce nu? Perfect. Baci vocea aia așa... Și le-am acoperit. Așa drăguță? Da, sigur. Eu uh, pun voce și pentru povești pentru copii. Ați văzut? Aici n-a fost nevoie de prea mult ca să mă convingă să uh, uh, urmăresc și poveștile pentru copii. Eu poveste grea, uh, într-adevăr, nu un subiect ușor. Trebuie să ai stare să citești uh, cartea, adică să fii așa, concentrat. Da, și cred ea. Nu că. E și nu e pentru toate vârstele. Uh, da, poate că nu e pentru toate vârstele, pentru că se întâmplă și uh, chestiuni romantice în cartea aceasta, dar, um, um, pe de altă parte, vorbește foarte mult cartea despre ce înseamnă bucuriile imaginate și bucuriile trăite în realitate și dacă intensitatea lor cumva e diferită și cu ce ar fi mai puțin valoroasă o bucurie imaginată decât una întâmplată de vreme ce ambele sunt practic bucurii trăite și cumva când cred eu că imaginația e suprema formă de libertate și atâta vreme cât avem imaginația putem călători oriunde, putem să creăm lumii, iată, fără a fi printre acești nouă scritori din generația nouă. La da, cât de frumos vorbești despre tot ce înseamnă uh, să fii uh, scriitor, uh, despre această imaginație și spuneai uh, că asta ți-ai dorit să faci de mică. Tu crezi că uh, meseria asta de scriitor uh, e una uh, din care te poți susține, te poți întreține, poți să trăiești din, doar din scris? categoric că nu, era și o glumă cândva cu un student la jurnalism care spunea trăiesc din scris, scriu acasă să-mi trimite bani. Asta era gluma atunci când da, am ales da. eu să merg în, înspre zona cu, cu jurnalismul, se întâmpla foarte devreme. Nu, cred că această pasiune e de fapt e de fapt o... O dragoste pe care o susții din altceva. Într-adevăr, există și cazuri în care scritura poate să Găsească contexte comerciale interesante, mă bucur și eu să fiu la o editură mare, însă nu cred că poți trăi constant din scris. Chiar dacă la un moment dat te bucuri de vânzări, nu cred că poate fi considerată cel puțin în România o meserie, e mai degrabă o pasiune sau o mare dragoste. Dacă vin și niște bani la pachet Cu atât mai da? bine Această carte cu atât mai bine de anticipam răspunsul acesta Nu cred că e cineva care să spună în România Indiferent de notorietate Doamne, trez doar din scris Există și alte, alte variante Dar o pasiune care, iată, ai dus-o momentul de față către acest muzeu al vârstelor Mă îndrept și către copertă Pentru că atunci când mergi într-o librărie Mergi într-un loc unde se comercializează Se vând sunt promovate Că și la copertă, te atrage și coperta Apare chipul unui uh, domn, nu neapărat în etate, un domn cu barbă, uh, e cineva anume, uh, ne poți descrie altfel decât uh, și în undeva în, într-un plan, uh, cum să denumim... Suprapus. Suprapus, cumva, da. da. Există și fotografia unui tânăr. Da, și fotografia unui, unui băiețel în partea da. aceasta. Deci, da. practic, sunt trei vârste suprapuse. La fiecare carte mi-am dorit să fac eu grafica, deci coperta e realizată de mine, la fel ca și ilustrațiile din interior. Chipul acesta al lui Amadeus Mancini, practic, vorbim de personajul principal, e cel al unui patriar cumva, mm -hmm. Um, cele trei vârste sunt suprapuse. cea e a figura copilului, centrală despre da, care da, vorbim da. acum? Cea a copilului um, care vine dintr-o zonă um, tulburătoare, și, practic, anxietățile acestui bărbat pornesc de la primele vârste, la fel și adolescentul care își descoperă identitatea, chiar și identitatea sexuală cu într-o furtună de emoții este sugerată de silueta acestui, acestui tânăr cu un fundal roșu și dincolo echipul acesta blând care ne duce cumva cu, cu gândul la un, un om cu experiență la un, la un bărbat care a înțeles și care și-a asumat toate poveștile din, din viața lui. Iată de ce îmi place la radio, pentru că încerc, din cuvinte, să-i fac pe cei care ne ascultă să vadă coperta. E, e foarte o provocare. Bună, foarte bună descrierea. Aș adăuga aici lumina roșie care pică uh -huh. pe echipul tânărului, care stă oarecum în profil, în lateral e văzut, uh, ca o lumină reflectorului pusă pe el. De ca acolo pleacă, reflector... s-a luminat. Sau a venit de undeva. Poate uh -huh. fi un har, poate să fie un destin. Sau poate fi, pot fi vitrinele din, din Amsterdam, pentru că, de ce nu pentru că descriu cumva acel oraș al canalelor fără a-i spune vreodată numele, apropo de indiciile pe care le las școlarea. în carte. Da, da, da. Și de uh, cuvintele scrise la un moment dat în propoziții cu majuscule, pentru că toată lumea m-a întrebat, da, de ce ai scris cu majuscule? Pentru că sunt cumva simboluri să te invite să treci dincolo de... de prima formă ce citești și să, să ajungi cumva la esență. Ai știut de la început unde vrei să ajungi cu poveste sau a fost ceva ce s-a construit pe parcurs? Am știut uh, pașii importanți ai poveștii, însă îmi place să mă las purtată în exercițiul acesta al uh, imaginației să, să scriu fără a mă gândi la ce vor spune criticii, uh, cititorii, editorii. Mm, îmi place să-mi imaginez cum vreau eu și ce vreau eu, de aceea inclusiv la partea de corectură sunt atipică, deoarece nu prea vreau să schimb nimic în carte <laughs> și am spus că atâta vreme cât e cartea mea vreau să depindă cu totul de, de cum sunt eu, de ce îmi place mie și să-mi semene. Bun, n-aș vrea să... Dacă vrei să răspunzi bine, dacă nu, nu. Pentru cei care n-au citit cartea continuă, povestea se termină sau e ceva ce poate fi, nu știu. Să se regăsească și într-un al doilea volum. Dacă vrei să răspunzi, cum consider tu? Nu cred în al doilea volum, pentru că Bun. am văzut la ce se întâmplă, am văzut ce se întâmplă în, în librărie atunci când tineri își lasă să în carte și revin a doua zi, pentru că poate cartea ce e prea scumpă. Pentru a-ți cumpăra volumul 2 Există nevoie de un alt context Așa că mie îmi place ca fiecare poveste Să fie concentrată Cineva m-a întrebat dacă nu cumva Mă pricep la poezie Nu știu, n-am scris poezie Dar Cred că această carte conține Esența și nu cred În, în variantele, cel puțin la acest moment De continuare poveștii La finalul Cărții, unii vor spune Că acțiunea s-a terminat acolo la fel cum uh, imaginația altora va spune, a, ah, păi de-abia de aici începe. Apropo de cele două planuri, uh, nu știm de fapt care e cel real și care e cel uh, imaginat și nu știm de fapt dacă este un final sau, uh, sau un început. Bun, tare treaba asta. Neapărat să citim cartea. Ea, da. uh, nu știu, foarte multe mingi la fileu, nici nu știu pe care să o lovesc mai întâi, nu ajung la fideu, dar mi imaginez că aș putea face acest lucru și cu siguranță e o carte pe care merită să o aveți în bibliotecă. Nici nu mai are nevoie să te întrebăm care ar fi cuvântul cheie sau care ar fi reclama pe care ai face acestei cărți. Ai fost destul de concretă. Să revenim un pic la ce se va întâmpla concret la Gaudeam. să fi acolo? Voi fi acolo mă, din nou cu bucuria de a mă afla în standul Rao, o editură pe care uh, o iubesc pentru că mi-am dorit o foarte mult atunci când uh, nici nu mă gândeam că voi scrie într un mod profesionist mă întrebam cum ar fi să ajung și eu vreodată pe uh, printre uh, autorii lor și atunci când am văzut catalogul de prezentare pentru uh, aparițiile recente și m-am găsit cumva, nu m-am obișnuit cu statutul ăsta de scriitor. Cred că sunt doar un iscusit traducător de emoții deocamdată sau transcriu cumva niște stări. Nu știu de când te poți numi scriitor. Și nu știu dacă ar trebui să avem noi curajul de a ne numi așa. Da, voi fi acolo, îmi plac foarte tare întâlnirile cu oamenii, îmi place Și să Exact îi... când s-a programat deja întâlnirea? Uh, nu, rău, nu, știu nu știu exact, știu. dar voi trece în fiecare zi de, de târg de carte, pentru că abia aștept să văd ce alte apariții editoriale noi sunt, ce alți scritori au apărut. Oricum, presupun că o să pui și pe pagina de Facebook Sigur că da. înainte de moment, Sigur. astfel încât Cei care, care te, urmăresc, te da. urmărește da, să știe exact. Avem și Instagram? Avem și Instagram okay. și avem întâlnirile din uh, librărie atunci când... Uh, am întrebat la un moment dat, aveți eu, cartea Muzeul Vârstelor? Aveam așa o glugă pe cap și păream oarecum studentă la ASE, că mă duc la librăria din zonă. Să recunoaștere da, să da, da, vreau să văd cum e, cum, cum e așezată și uh, doamna de acolo îmi zice, a Evelinei? Și mi s-a părut, wow, știți ce autorul? <laughs> și ne-am prietenit apoi. Mi s-a părut ceva, ceva foarte frumos să văd. Și cred că momentul. Uite, apropo de dacă mă numesc sau nu scritoare, cred că momentul în care am simțit că sunt scriitor din noua, tânăra sau cum vreți voi, generația, a fost când am pornit în plimbare pe bulevardul Magheru și am intrat în librării și în fiecare librărie am găsit cartea. Și în secunda aceea, în momentele, în clipele acelea, am zis, wow! a meritat. Adică o bucurie mai mare decât aceea în care vezi că oamenii se duc către lumea imaginată de tine, nu cred că poate exista. Păi hai să să convingem oamenii să te citească, să-ți citească Și nu cartea. doar această carte. Atent. Da, corect. Să, să te citească pe tine, pur și simplu, dar referindu-ne la această carte, nu știu, descriu-o în trei cuvinte sau cum ei cum convinge pe oameni că merită. Curajoasă, dinamică, hmm optimistă. Mm -hmm. Asta, cuvântul ăsta de la final îmi place. Asta ne place, da. Chiar am vrut perioadă... să întreb dacă e cu happy end sau nu, dar am zis că totuși... Eu... <laughs> da, să știi că uneori chiar dacă pare un final trist, poate să fie, cum spunea Evelin, un început către mm -hmm. altceva. Deci nu neapărat un astfel de final să ne dea peste cap scara de valori, ci din Contrast cu ceea ce gândim noi, să ne binecuvânteze și să ne dea o urmă de speranță. Mai E, o carte, destul de e o carte cu multă iubire și cu uh, descoperirea fascinantă a, uh, a celuilalt. E o carte în care uh, persoana ce îți uh, umple viața e pusă cumva pe un piedestal și devine o operă de artă. Cumva e și felul în care, apropo de cât din mine e în personaje, e și felul în care mă îndrăgostesc eu, îl pun pe celălalt pe un piedestal și l admir. Pe celălalt, adică pe... Norocosul! A, partenerul <laughs> pe de viață! Mi-a plăcut pe norocosul! Păi, <laughs> da, da, da. Având în vedere ce a spus, că ești pus pe piedestal în postura de partener de viață, Corect. chiar ești norocosul Da, Eu cred foarte pe mult în puterea de a admira și cred că puterea asta de a admira în fiecare domeniu sau în fiecare ipostază socială ne duce pe noi mai departe. De asta nu cred în stările de invidie, ci mai degrabă în... în furatul secretelor. Uhum. Ok, uite, celălalt a reușit. Cum a făcut? Chiar de multe ori mă duc și întreb pe oameni, am o curiozitate din asta de cetățean. și dacă se întâmplă ceva în București, eu sunt dintre cetățenii aceia care se opresc și întreabă, ce s-a întâmplat aici? Da, poți să faci cu ceva? Dar, uh, cred că ține foarte mult de felul în care putem sau nu să vorbim între noi și să rezolvăm uh, cumva Și aducării. că admirația e obligată. Și când ești admirat, uh. ești obligat prin uh, prisma acestui fapt să, faci, anumit, mai mult, să, fii să mai bun. faci mai mult mai să ai un anumit comportament. Zic. Adică, mă rog, unii care pică în patima cealaltă sau în extrema cealaltă sunt admirați și uh, ego-ul se transformă în ceva nociv. Mă rog, să nu împingem la extremă. da în momentul în care ești admirat, chiar ești obligat să ții stacheta sus și să rămâi acolo pe acel piedestal și din când în când să nu uiți să cobori și către muritorii de rând, să le întinzi mâna și să-i ajuți pe ei să ajungă la nivelul tău. Nu neapărat să cobori tu la nivelul acela. Să păstrăm cât de mult se poate nivelul. Cartea e foarte bună, vă o recomand o dată în plus. Un subiect care nu e deloc ușor, dar nici greu. E vorba de stare și Evelin va a transmis-o prin, prin această carte. Muzeul vârstelor. Uite, dacă nu intrați în muzeu, măcar într-o librărie să puneți mâna pe carte. Mulțumesc. Și la să urmăriți contul de Instagram și pagina de Facebook. Și Evelin vă va spune când aveți întâlnire cu ea acolo, la editura Rao. Ce faci de sărbători? Ai pregătit ceva special? De sărbători... Azi vine și Moș Nicolae, să nu uităm. Așa este, ghetuțele le-am pregătit. De fapt, pantofi stileto, că asta mă vorbesc <gători> cu prietenele mele și de fiecare dată mă întreabă. Și stileto, sunt pregătiți. De Crăciun și asta îmi doresc și vă doresc tuturor. Cred că mă întorc la lucrurile importante, cele pe care le punem pe hold în timpul anului. Și vreau să petrec sărbătorile alături de familie, am înțeles ce înseamnă cu adevărat să-i dorești cuiva sănătate și asta e urarea pe care vă o fac tuturor. Și cred că am nevoie de tihna aceea pentru a începe anul care vine, de ce nu, poate cu o nouă carte? Lucrezi la ceva nou? Uh, în imaginația mea, acum, nu am deschis laptopul, eu scriu destul de repede, în sensul în care uh, nu pot uh, amâna, nu pot aștepta. Uh, atunci când uh, am ideea respectivă, blochez orice altă activitate, o las să curgă pur și simplu, și în, într-o lună cartea poate fi gata, uh, pentru că nu cred în, în gândiri și în răzgândiri în scris. Întotdeauna, la fiecare variantă a corecturii, mai vrei să se întâmple ceva, dar eu sunt obișnuită să dau, așa, prima mână, One shot. Prima, exact, primul, primul impuls, exact cu intensitatea din imaginația mea. Deci, în imaginația mea, meșteresc ceva. Sper să deschid în ianuarie și laptopul. <laughs> Continuăm. Am aflat și despre Continuăm, abia așteptăm. Te așteptăm și cu, cu altă carte, cu alte proiecte. Mulțumim foarte mult pentru Mulțumesc prezență, Mulțumesc eu pentru invitație, că ai fost matinală și ne-ai deschis aperitul pentru cititul în plus. Mulțumesc. Baftă multă sărbători cu bine, sănătate și să, să ne reîntâlnim cu bine, inclusiv aici în matinal. Cam atât pentru astăzi, prietene. îmi pe una a fost alături de noi. Dacă ați ratat momentul, intrați pe pagina de Facebook București FM. Acolo aveți și concursul răspundeți corect, spuneți numele invitatului și puteți câștiga chiar și această carte alături de alte 8 plus bonus carte Ioanei Brușten. Cam atât pentru astăzi. Mâine dimineață, marți 6, cu ghetuțele pline, sper numai de lucruri frumoase. Lăsați bețele acasă, veniți alături de noi într-o nouă ediție de matinal. Ceau tuturor, o zi excelentă, aveți grijă de voi. Bratu, ca de obicei, o plăcere. Întotdeauna. Te aștept mâine la o nouă ceartă matinală aici abia pe 98 aștept, abia aștept. 3. despre fotbal, despre ghete, despre nuiele. Aici. găsim, găsim noi și la final punem uh, totul într o carte. De ce nu? Ne vedem și noi la Gaudeam în spate chiar la anul. Până una alta, aveți grijă de voi, o săptămână excelentă. Numai bine.